Sper să ne iasă bine, sper să ne auzim, să ne vedem. Îl salutăm pe Satoshi și Misha Bird în câteva clipi. Noroc, băieți, se aude, se vede? Băieții ne aud pe noi, voi ne auziți pe noi? Yeah, yeah, yeah. Voi ne auziți? Salutare, la noi, da, la voi? Da, și noi vă vedem și vă auzim. Da. Foarte da. Bine. Faceți cunoștință. Și vă vedem. În primul rând, sunt doi prieteni, da? În primul rând, sunt doi prieteni, nu sunt mai mulți, sunt da. Doi. Ambii artiști. Stai o leacă, stai o leacă, noi am făcut aici. Chiar stai o leacă, chiar. Imagine că sunt alte emisiuni, eu sunt alte emisiuni la TV. Noi ne auzăm de pe... Speaker is muted. Ați dispărut, băieți? Dacă și-o să fie nemute. Deci noi ne auzim, bănuiesc, ne vedem, dar noi deja nu vă auzim. De pe Skype nu vă auzim. Pentru că acușa să trimitem prin căști să vă auzim. Voi nu ne auziți? Dar între timp putem să le spunem bună seara oamenilor. Mihai țâmplă cu degetul pe ecranul ecranos. Noi le spunem bună seara. El este Mihaiță, eu sunt Vlad, eu sunt Satoshi, el este Misha Bird. Satoshi plus Misha Bird egal cu Satoshi plus Misha Bird. Asta e amu, ne auziți? Cum să-i auzim pe dânș? Noi putem auzi, simțim cu inima, dar lumea vede, ei, principalul lumea aude, noi trebuie să cântăm, nu trebuie noi să-i auzim. Ei trebuie să ne audă, la urma urmei. De ce vă nu ne auziți? Da, gata, lasă, nu trebuie să ne audă. Cine-s, băi, opăriții ăștia, de unde i-au luat? Hai, mai un glavan, mai știe lumea, mai... Pornește microfonul pe Skype, dacă poți. Stai, ia că uite, audio, okay, microphone, hai. Default device. 1, 2, 1, 2, 1, 2, am auzit? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Simt cum toate păcatele mă cuprind. O, da, o, da, stelii noaptea pe cer nu se mai aprind. O, da, o, da, și toate s-a mele și toate le fac doar eu. O, da, o, da, la tâmple mă taie și inima-mi bate greu. O, da, o, da, foaie verde, foaie lată, dă-ne o șansă încă o dată. Foaie verde, foaie lată, ori mă lasă, ori mă-mi bate tot. Mă-mi bate tot, ori mă-mi bate tot. Mă-mi bate tot. Și mă rog, recunosc că am tăcut ca un prost în loc. Știu să tac de rost, să mă fac când a fost, să iert, să uit. Și poate nu-i atât de rău, no, e mult mai rău de atât. Un singur rod în drumul meu, în drumul meu, și drept la mine în gât. Foaie verde, foaie lată, dă-ne o șansă încă o dată. Foaie verde, foaie lată, ori mă lasă, ori mă-mi bată. Foaie verde, foaie lată, dă-ne o șansă încă o dată. Foaie verde, foaie lată, ori mă lasă, ori mă-mi bate tot. Mă-mi bate tot. Vă mulțumim. Stai. Amu, măcar ne auziți? Cum ne înțelegem? Noi nu auzim, putem să chatuim aici. În blat la interfață. Asta noi pe voi ne vă auzim, foarte direct. Nu. Logica lucrează. Cum noi vă zicem perfect, voi ce nu ne auziți? Dragi spectatori, tocmai sunteți martorii unei situații în care oamenii nu s-aud, dar se înțeleg. E că noi nu l-auzim. 1, 2, 1, 2, Amu? Nu. N-a s-o rezolvăm. N-a s-o rezolvăm. Nu. Nu. Bun. Noi vrem să arătăm clipul. Noi vrem să arătăm clipul, da. De fapt, motivul pentru care am vrut în seara asta să aflați mai mulți dintre voi despre Satoshi și despre Misha Bird,
este pentru că Satoshi astăzi a scos un nou cântec. Nu numai cântec, dar și clip. Și chiar dacă la prima impresie te uiți așa și zici cam intens, așa o leacă, după care stai și țindești, băi, da, te duci la un sport, da, alergi o leacă, da, tragi niște ghirișoare, așa, muzica asta ar fi foarte, foarte bună. Na, să arătăm chiar tot clipul cu munca omului, dar vrem câteva fragmente de la început, urmă, da, să vă redirecționăm pe canal. Să vă rugăm să-l căutați pe Satoshi pe YouTube și să vă uitați la clipul acestuia și, în general, abonați-vă la băieții ăștia și pe Instagram și pe Facebook, ei au concerte, ei cânt foarte fain. Eu de-abia aștept să organizez primul festival și la acela deja noi ne-am înțeles cu băieții, o să fie ceva, ceva. Avem un mișmaș acolo ceva. Voi dar ne auziți? Da, da. Cineștă și! Ei se rezolvă așa, pac-pac. Și n-ați zis la început. Vă parcă sunteți Gazprom cu ministerul ăsta, țamăi. Iată cu întârziere. Vlad, hai să te întreb. Înțeleg că pentru tine apariția acestui cântec, acestui clip, e foarte semnificativ, e important. De ce? De ce tu atâta atenție îi dedici? Îi dedic atâta atenție pentru că este primul single de pe albumul, primul meu album, care urmează să fie lansat pe 17 februarie. Și am ales data asta foarte intenționat, 21 ianuarie, pentru că acum exact 10 ani în Republica Moldova s-a lansat alt proiect foarte, foarte îmbrăcat în hanurace și cu măști și ochelari, care este așa influent pentru noi ca parcurs, ca valoare artistică. Tu ai ales ziua în care s-a lansat Carlos Dreams pentru, da, pentru a-i lansa. Aha, pentru tine exact. Înseamnă mult lansarea lui Carlos. Mie mi se pare fascinant, noi vorbim cu o generație de tineri artiști care vorbesc despre faptul că pentru ei Carlos, noi cumva știi, suntem cu ei cam, cum să spun, chemam la concert, eram din aceleași bărci. Dar aici vedem o generație care s-a format inspirându-se de această muzică. Da, noi am avut precedentul lor, precedentul muzical al creșterii vorbim. Da, pentru voi, Carlos, a însemnat, presupun că un mare munte de inspirații, un motor de a face, de a crea. Dar cât de mult Carlos a fost acea umbră sub care vă stați, băi, mă tind că eu sun ca și Carlos Dreams, mă tind că eu încep să cânt ca și dânsul, ia de alea că să mă feresc, să fug de asta. Cât de mult din punct de vedere artistic asta a jucat un rol? Da, Da, au fost așa momente, poate nu neapărat la mine, pentru că eu am mai puțin cântat, dar la Mihăiță și la Dinu, colegul nostru, în mod deosebit la Dinu, la Tatuni, este momentul. Dat la dânsul cu vocea timbrală e joasă și au avut comentarii, chestii, multe momente. Dar nu suntem numai noi, asta e unul dintre efectele adverse, negative, în general, a hiperinfluenței pe care o avut-o, pentru că până la asta cumva nu era nici cu atâta identitate. Identitatea a apărut și te-ați zis, păi, cred că așa, cumva. Mm-hmm. Eu am problema asta cu Jason Statham. Eu merg prin aeroport, băi, tu arăți ca Jason Statham, băi, tu arăți ca Jason Statham. Permanent, lumea spune. Șeți, Andrușa. Eu vreau să-l întreb pe Vlad, pentru că eu, din cât înțeleg, această apariție a albumului pentru tine înseamnă și, cumva, manifestarea ta artistică, pentru că tu și compui. Tu nu pur și simplu cânti. La noi foarte multă lume doar cântă. Tu ești autorul și a versurilor și a muzicii? Da, în mare parte. Mihăiță la mine e un fel de producer în sensul muzical. Uh-huh. Nu în sensul lui Dr. Dre. Așa. Și respectiv, multe aranjamente le face el. Dar ceea ce ține de linii melodice, texte, concepții ale pieselor îmi aparțin. Ceea ce ține de instrumental, în mare parte este a lui, ori avem și cazuri în care ne așezăm și facem un beatcraft de la 0 în 2. Vlad, eu știu că tu ești și actor, te-am văzut la Luceafru pe scenă. Eu aș vrea să știu, voi sunteți tineri, voi ați ales un domeniu absolut neofertant ca și pâine în Moldova. Cum reușiți voi să supraviețuiți financiar? Dacă ți-am spune, n-am mai reușit să supraviețuim financiar. Nu, glumim, n-avem necesități legale. Scheme energetice. Noi lucrăm. Voi aveți job-uri. Pe lângă faptul că voi scrieți muzică, tu ești actor, voi mai aveți și alte job-uri, da? Eu ca actor nu lucrez, nu sunt angajat în niciun teatru. Lucrez prin colaborare cu Teatrul Luceafărul.
Dar așa am job de zi, care, bun, ține de audiovizual, ține de media, acolo lucrez. Mihăiță trăiește din muzică. Adică compune muzică la comandă pentru alți artiști? Da. Mișto, foarte tare. Noi am avut ocazia într-o noapte zbuciumată să ajungem în studioul acestor tineri. Frumoși, atunci cumva noi ne-am îndrăgostit de tinerieța lor, de talentul lor și tare mă bucur că avem ocazia să vă povestim și vouă un piculeț despre Satoshi, despre Misha Bird. Căutați-i pe Instagram, abonați-vă la ei, căutați-i pe YouTube și descoperiți-le și muzica de până acum, dar așteptați și ceea ce urmează să apară în februarie. Băieți, cu mult dor, cu multă dragoste vă salutăm, ne amintim de acea seară când noi am luat trenul Leova Belts și voi ne-ați cazat pe câteva ore, după care am continuat drumul mai departe cu Bela Edace, 5 minute. Deci noi dar acum vrem să arătăm clipul pe care azi l-a lansat Satoshi. Da, exact. Urmărim o bucățică de clip, restul vă invităm să-l descoperiți pe YouTube. Mersi tare mult! Mihăiță, Misha Bird, Satoshi, Vlad Savajuc, mulțumim foarte mult! În sfârșit ne-am auzit! Mulțumim! Asta-i. Hai noroc, ceau, pupici! Ok, hai să urmărim de pe YouTube de aici, nu? Da. Ia că așa... Atenție, urmează intensitate! Păreri, senzații, da, sentimente? Mi-e place, mi-e place. Prima dată când l-am ascultat așa un pic m-a răvășit, după care am mai ascultat și am zis, băi, asta e bună, bună, bună de ars caloriile, de alergat, de făcut o leacă, de jogging, de scos rage din tine, de stat în ambuteiajele din Chișinău și de dat la maxim. Satoshi. Și de ascultat versurile, că mă bagă leacă de sens, leacă de transformare. Piesa se numește Rush, o găsiți pe YouTube și puteți lăsați un comentariu. Hai, o mână de susținere.